o decădere școlară. Și pe lângă faptul că eu nu promovez nota, din punctul meu de vedere, adică cel care țintește nota în viață, nu știu... Se numește vânător de note. Vânător de note, da. Și uneori, adică scopul ăsta să ai 10 pe linie, să fii perfect, poate să fie ok către nefericire. Chiar am vorbit recent cu un prieten pe care l-am cunoscut în București, a luat o notă foarte mare la rezidențiat și era trist că n-a fost în primii 10. Și altul care a luat o notă mai mică, dar a luat ce a vrut, e fericit. Adică nici asta nu este bine. Am fost și eu printre cei care suferau când au avut 10 pe linie, spun că nu este ținta cea mai bună. Deci a urmat o decădere, să zic, profesională, școlară și în anii adolescenței sunt niște ani de aur pentru formarea unui om. Eu chiar îi consider asta. Au urmat niște lacune sau s-au format niște lacune pe care cu greu le-am acoperit și s-au umplut ulterior. Niște lacune de dezvoltare, de acumulare, tot ce înseamnă Mi-aș fi dorit să fac mult mai multe în anii respectivi, pentru că sunt ani în care pot să fac asta și n-am făcut. Când am văzut nivelul meu și timpul, mi-a zis că, David, tu n-ai nicio șansă să dai la medicină. Am avut niște materiale și realmente am învățat singur la fizică. Cum făceam asta? Erau niște probleme rezolvate, cu tot cu răspuns, și eu învățam formulele în funcție de răspuns. Adică deduceam. Totul la mine a fost o deducție și mi-am format în minte formule și mi-am structurat foarte, foarte bine materiala fizică. Am greșit o singură grilă, ca o paranteză, în 3 luni. Am învățat la biologie, repet, am avut o bază și învățam constant. Mă apreciau colegii pentru faptul că le explicam viziunea și când le spuneam că asta e ca un paradox, când le spuneam că, uitați, eu am băut, am consumat alcool, tu? Adică asta era reacția lor, nu le venea să creadă. Adică tu le spuneai, ce faceți, eu am făcut, stai liniștit, da, că știu despre exact. Ce vreau. Exact, și le-am spus că știu ce împlinire ți-aduce. Și am zis, a doua zi, te simți împlinit sau simți că e ceva? Și spuneau că nu. Și am spus, uite, tocmai de asta știu. Și încercam să le aduc argumentele mele ca unul care am trecut poate prin... Deci nu, chiar consider că m-au apreciat colegii mei. Chiar am avut o grupă frumoasă, n-am avut niciodată probleme cu programarea examenelor, tot timpul au ținut cont de asta. Dragi prieteni, bine ați venit la Kilometru Zero, mulțumim că sunteți alături de noi. Avem ocazia aceasta un alt invitat de la care putem învăța multe. Bine ai venit, David, la Kilometru Zero, mulțumim că ai acceptat această invitație. Bine v-am găsit, mulțumesc și pentru invitație. Spune câteva lucruri despre tine. Așa, destul de comprimat, succint, mă numesc David Ciolacu, am 30 de ani, recent am trecut borna, mulțumesc frumos. Sunt născut în Craiova, aici am crescut, copilărit și ulterior format. Am absolvit facultatea de medicină în Craiova, dar de 3 ani jumătate locuiesc în București. Plănuiesc în scurt timp să mă reîntorc acasă. Sunt căsătorit, am 2 copii și sunt creștin. Iubesc foarte mult descoperirea lui Dumnezeu prin viața lui Iisus Hristos. Dragi prieteni, așa cum știți, aici la Kilometru Zero noi nu promovăm persoane perfecte, ci promovăm puterea lui Dumnezeu care se folosește de oameni neînsemnați, dar care sunt gata să colaboreze cu El. Vrem să știm cum a fost copilăria ta. Am fost crescut, să zic, într-o mixtură, și în mediul rural și în mediul urban. Cele mai multe amintiri le-am de la bunicii de la țară, din partea mamei. Dat fiind faptul că am fost singurul băiat și la o distanță destul de considerabilă de sora, respectiv verișoara mea, am fost, să zic, răsfățatul familiei, cel puțin în perioada copilării, în primii, să zic, 5-6-7 ani. Am amintiri frumoase legate de bunicii mei, de părinții mei și, sincer, nu prea mai regăsesc în societatea noastră așa o familie pe 3 generații, destul de rar se mai întâmplă. Pentru mine a fost foarte, foarte frumoasă copilăria în acei ani, petrecuți, repet, și la bunici, dar și în oraș. Dar din perioada aceea, cum te caracterizezi? Erai o fire energică? Erai până la urmă omul acela sau copilul introvertit care analiza lucrurile, care nu se aventura în diferite provocări ale Ceea ce o să spun acum vine cumva
bazat pe ceea ce mi-au povestit cumva părinții, sora mea, verișoara mea, eram o persoană ambițioasă și destul de orgolioasă. De exemplu, ca să creionez așa un context destul de general, la masă, dacă îmi lua cineva din porția mea, sunt și o persoană mai robustă, plângeam și mă supăram de destul de mult. Dar, fără, adică exceptând aceste ieșiri, cred că am fost o persoană destul de liniștită în primii mei ani, în primii 7 ani. Mama, cel puțin așa îmi spune, face o comparație, să zic, între mine și copilul meu și spune că el este un pic mai energic. Deci da, cred că a fost o copilărie obișnuită. Și frumoasă, ai zis. Da, am amintiri frumoase. De bunici ce ți-aduce aminte? A fost vreo lecție așa pe care până la urmă a dus-o înaintea ta și după ani de zile tu n-ai uitat acea învățătură? Da, este o lecție. Bunicul meu din partea mamei nu mai trăiește. A murit în urmă, cred că 7-8 ani de cancer bronhopulmonar. Dânsul era o persoană foarte sensibilă. Ori de câte ori plecam de acolo, avea lacrimi în ochi. Ori de câte ori. Și ori de câte ori veneam, avea o bucurie de nedescris. Deci am imaginea lui ca un om bun care ne iubea. Un sfat pe care mi l-a dat a fost în apropierea morții sale, fiind bolnav în stadiu 4, un stadiu avansat. Era undeva pe lângă Craiova, la casa părinților mei, venea să facă tratament și ca un sfat așa de cam moștenire ne-a spus: copiilor, dacă vă certați cu cineva și acea persoană este nervoasă, supărată și vrei să-i spui un lucru, nu îi spune atunci, așteaptă puțin să se detensioneze lucrurile și spui ulterior. Am cântărit foarte, adică foarte prețios acel sfat, mai ales că e spus de cineva cu părul cărunt. Și da, acel e un sfat pe care l-am luat și încerc să-l aplic în viața mea ori de câte ori pot. Poate nu mereu îmi ies acel lucru. Ai amintit ceva de verișoară, de soră? Da. În copilărie v-ați intersectat, să înțeleg că erau provocări serioase. Da. Acum, contraintuitiv aș putea spune, este o diferență semnificativă între mine, sora mea de 6 ani jumătate și între mine și verișoara mea de 6 ani. Deci facem parte din generații diferite. Sora mea, și de ce am spus că este contraintuitiv, tot timpul a fugit de mine. Pentru că ea când era copil și voia să se joace, eu eram un bebeluș de care trebuia să aibă grijă. Când era adolescent, în schimbare, eu eram un copil. Dar, în schimb, verișoara mea, care cumva nu a fost atât de apropiată, să zic, pe linie de sânge, dar am simțit-o ca o soră, tot timpul a avut grijă de mine. Am amintiri la jocuri, dacă trebuia, de exemplu, la piturușul să mă pun să-i caut pe ceilalți, veneam, luau loc cu ea. Îi plăcea să o ajute pe mama să mă plimbe, să mă schimbe, să mă hrănească. Deci a făcut un pic mai mult decât sora mea în acei ani. Simțeai că ți-acordă mai multă atenție. Da, am simțit asta din partea verișoarei mele, da. Anii au trecut, ai ajuns la școală. Din clasele primare, ți-aduce aminte ceva? Ai avut doamnă învățătoare, domn învățător? Da. Primii 2 ani i-am făcut la o școală, școala 12, poate ascultătorii noștri sunt familiarizați cu municipiul Craiova. Ulterior am făcut din clasa 3-a până între a 12-a în Liceul Teologic Adventist. În primii 2 ani aș vrea să precizez despre o învățătoare, chiar dacă n-a fost, să zic, o perioadă însemnată, doar 2 ani. Am avut o învățătoare care a știut să ne strângă împreună. Chiar am făcut o întâlnire când am trecut borna dintre a 4-a în a 5-a. Ne-a strâns pe toți. Am acea amintire cu dânsa pentru că a ținut la clasa care practic nu a fost pe toată perioada, tot cei 4 ani. Mi-aduc aminte de dânsa că a știut cumva să ne unească, făceam ieșiri, activități. Deci a fost un profesor care, spun, a pus o amprentă frumoasă pentru noi, cei care i-am fost copii la școală. Dar din perioada aceea, ce ți-aduce aminte? Erai tot energic, tot ambițios? Da, eram foarte atras de fotbal. Eu am jucat destul de mult fotbal, chiar la un nivel destul de avansat, aș putea spune. Ai fost într-o echipă oficială? Da, am fost într-o echipă oficială cu echipament în primii ani, până la 11-12 ani. Aveam un grup la bloc acolo și cumva fiind și oprins în grupul respectiv am mers pe calea asta, dar o scurtă perioadă, repet. Deci, revenind la întrebare, eram o persoană, cred, destul de energică. Cred eu cu un cap peste ceilalți din punct de vedere fizic
și un pic mai voinic, așa, când bărbăția începea să mai își arate așa colții, uneori ne mai trânteam și eram fără doar și poate cel care... Deci number one acolo, number one la lupte, clasă, la... Da, pentru că chiar fizic eram mult peste cei, nu neapărat mult, dar eram, se vedea considerabil peste cei din clasa mea. Deci ai considerat totuși că fizicul e un atu pentru tine de-a lungul timpului? La momentul respectiv, da, am considerat, pentru că mă impuneam poate mai ușor sau... Da, în copilărie, în gândirea copilărească, da, am considerat, cu siguranță. Din ce ți-aduce aminte, din prima de școală, erai conștiincios sau stătea mama, sora, cineva după tine, fă-ți temele? Aș putea să împart așa. Am fost o persoană destul de conștiincioasă, poate foarte conștiincioasă și uite, mi-aduc aminte, chiar acum mi-a venit în minte această imagine. Doamna profesoară de matematică în clasa a doua ne-a dat un test. De fapt, nu a fost un test, o provocare. Ne-a spus așa, să vedem câte probleme puteți să rezolvați într-o săptămână. Am stat și am lucrat, deci a fost o ambiție, am stat și am lucrat foarte mult, până la 11 seara și am fost, nu știu, făcusem un număr mult peste colegii mei, deci mă consideram o persoană ambițioasă. Recent, și fac o scurtă paranteză, dar mă întorc la întrebare, a trebuit să aranjăm puțin lucrurile la apartament pentru copii, v-am spus că avem doi copii, și am dat peste niște diplome din primii ani. Practic, eram o persoană interesată de cunoaștere și dezvoltare. Nu am avut constanță și poate o să dezbatem mai în amănunt. Deci la începutul... La începutul, da, eram o persoană... Participării la cursuri, da. La tot ce însemna... Da, deci la începutul meu în școală, cred că eram o persoană, să zic, în linie cu cei din față, fără doar și poate. Bun, te-ai făcut mai mare, te gândești să ai o anumită profesie. Acum ai terminat facultatea medicină, dar da. Atunci... În perioada gimnaziului, în perioada liceului, aveai vreo perspectivă? Doreai să te faci fotbalist? Sincer, mă gândeam mai mult copilăresc, nu neapărat ca profesie. Dacă nu m-am gândit foarte serios, sincer să spun, la o profesie de pe atunci, dar cochetam așa în gândul meu, poate cu ideea de business, de afaceri. Am avut, să zic, modelul tatălui meu, care la momentul respectiv avea o firmă de construcție și era o firmă care mergea, nu... extraordinar de, nu știu, să ne îmbogățim, dar mergea bine și mi s-a părut pentru mine o variantă. Dar, nu m-am gândit atât de mult. Am încercat să-mi trăiesc copilăria, să nu mă... Dar poate te gândeai că e o variantă simplă, la îndemână, să preiei sau să te impliți. M-am gândit doar că și aici a apărut o schimbare destul de semnificativă prin perioada liceului și mi-am dat seama că nu se mai poate continua. Deci, să zic că până în gimnaziu nu m-am gândit atât de mult. Ulterior, la liceu deja, pentru că totuși anii se apropiau către finalitate, începeam să-mi conturez în mintea mea câteva idei, dar în primii ani nu m-am gândit atât de mult. Deci un om de afaceri cu mașini? Da, ceva de genul ăsta. Pentru distracție, poate, pentru tot ce... Nu neapărat pentru... Îmi plăcea ideea de afaceri, de interacțiune cu oameni, da, de putere decizională, pentru că având o firmă ai o putere decizională, ai responsabilitate, îmi plăcea. Repet, eu mă consider o persoană foarte organizată, cu calități de lider, da, să nu mi-o luați ca o laudă, dar așa am fost, în sensul, pentru că știu să organizez, am fost șeful clasei și în 5-8 și în 9-12, îmi place să fac asta. E un dar până la urmă. Da, e un dar, da, de repede, nu e o calitate, e un dar care implică mai degrabă multă responsabilitate. Aș vrea să fie privit așa, nici de cum ca o laudă personală. Așa cum am amintit, aici noi promovăm până la urmă puterea lui Dumnezeu care se folosește de noi, suntem oameni simpli, gata să colaborăm cu cel de sus. Vreau să revenim un pic la copilărie și să mergem pe domeniul acesta spiritual. Da. Familia ta mergea la biserică. Cine te-a învățat să te rogi? Cum te-ai raportat la Dumnezeu în primii ani de viață? Da. Am amintiri foarte frumoase în privința asta. Am fost o familie modestă, să zic. Tatăl meu a început să facă un pic mai mulți bani după ce am împlinit, eu să zic, 8-9-10 ani. În primii mei ani eram o familie chiar modestă. Mi-aduc aminte, ca să spun, mama a fost o creștină practicantă, creștină adventistă de ziua șaptea, tatăl meu nu. Dar niciodată tatăl meu nu a fost împotriva cursului de a urma și de a merge împreună la biserică, pentru că a văzut în această biserică valori frumoase. El din afară chiar a spus asta. Și am avut modelul mamei, modelul bunicii și uneori modelul mătușii mele, care este sora bunicii mele. Ea a fost primul membru adventist din familia noastră. Și la țară, la casa bunicilor mei,
fiecare vineri seară ne rugam, mă încurajau să mă rog și eu. Uneori, când mai vorbeam despre o problemă sau alta, pentru că, bineînțeles, viața este presărată și cu astfel de lucruri, ne rugam, ne încurajam, aveam astfel de momente de comuniune. Țin minte cum toată familia conlucra că vine sabatul, spălam vase, spălam haine cu mâna, le puneam, câteodată chiar nu aveam fier de cărcaș și le puneam să se usuce drept, țin minte și acum. Și toți eram implicați în această activitate de pregătire a sabatului și da, am amintiri foarte frumoase. Ce și vârstă aveai atunci? Câțiva anișori. Și mama, țin minte, mă încuraja de multe ori și acum e ceva copilăresc, dar pentru un copil contează. Dacă pierdeam un lucru sau o jucărie, ne rugam. Și, da, s-a găsit. Chiar dacă nu se găsea, nu ne bazăm neapărat credința, dar uneori Dumnezeu, cred că pentru un copil contează foarte mult și înțelege cât de important este ca el să privească cu valoare la relația cu Dumnezeu încă din pruncie, prin rugăciune. Deci am avut acest model și am fost încurajat în acest sens. Care a fost atitudinea tatălui? Nu te gândeai aici la mama, la biserică, sunt prea multe restricții, să mai stau și cu tata sau tata să zică, lăsați băiatul, nu-l duceți la biserică? Am mai avut astfel de momente, chiar unul, într-un fel poate fi privit amuzant. Tatăl meu ortodox fiind mânca carne de porc, ascultătorii noștri poate cunosc că noi nu consumăm ca și biserica adventistă de ziua șaptea și la un moment dat tata având niște carne acasă mi-a dat să mănânc, eu neștiind și mama cumva a prins momentul și mi-a scos-o forțat din... Da. Da, deci a fost un moment, eu acum privesc comic, dar atunci n-am, destul de serios. Ce pot să spun că a contat este că n-am avut partea parentală și asta a contat ulterior în dezvoltarea mea, pentru că mama îmi spunea și îmi arăta o cale, dar ea nu era neapărat întărită. Tatăl meu, repet, nu a fost împotrivă, dar nici nu a încurajat activ. Și asta, pentru că n-a existat o consensualitate, a contat. Nu m-a tras neapărat către, să zic, lumea lui. El mergea uneori la petrece sau la un locuri unde... Da, la baruri, consuma alcool, încă fumează, avea un grup de prieteni care... Adică era un grup care... Da, un anturaj cu anumite valori. Exact. Potrivit cu ceea ce știam. Mai mergeam pe la el acolo, țin minte, să-mi dea un ban de un snacks, de o înghețată, dar țin minte că a spus asta în mod repetiv, că îi place că mergem la biserică, dar chiar dacă i-a plăcut, nu neapărat m-a încurajat în mod activ și cred că pe alocuri acest lucru s-a simțit în viața mea, că n-a fost și partea parentală, care cred eu că este mai pregnantă în copilărie ca și autoritate. Mama este cu partea emoțională, dar autoritatea cred eu că vine din partea tatălui mai mult în primii ani. Deci să înțeleg că în familie bunica, mama încerca să te apropie de Dumnezeu? Da. Frecventai serviciile divine din cadrul Bisericii Adventiste? Frecventam regulat, aș putea spune, și vineri seara până sâmbătă seara. Așa se obișnuia la noi în familie. Ce s-a întâmplat mai târziu, la adolescență, când mama nu mai avea controlul, telecomanda nu mai funcționa? Începuse să-și piardă din... Adică mai apăsat, dar parcă nu mai exista un răspuns din partea mea. Privind retrospectiv, o cauzare, ca un punct cauzal, nu aș putea să-l găsesc. Dar după primii ani în care am crescut în mediul rural, cum am spus, m-am întors către orașul Craiova și am crescut predominant la bloc. Mergeam la biserică, dar o dată pe săptămână. Majoritatea timpului îl petreceam cu copiii de la bloc. Pentru că eram diferit în anumite aspecte, mă numeau pocăit. Probabil foarte mulți au avut titulatura aceasta. Au avut titulatura asta, au trecut prin asta când au fost în copilărie, pentru că eu nu consumam alcool sâmbătă, nu mergeam la fotbal și mai pot să mai pun astfel de lucruri ca exemple. Acest lucru pentru mine a contat destul de mult, pentru că ai în adolescență o dorință de apartenență și să fii integrat. Mai ales pentru că eu îi priveam cumva, nu peiorativ, ci dimpotrivă, apreciativ pe copiii de la bloc, în special pe cei mai mari. Și ușor, ușor, în clasa a 5-a, țin minte că am luat un 7 și am plâns, și îmi făcuse în calcul că trebuie să iau 5 de 10 ca să-mi iasă media 10, atât de ambițios eram. Iar în clasa 8-a am reușit bravura, cu ghilimele, să am 100 de absențe nemotivate. Deci s-a întâmplat ceva. Iar în acei ani, repet, nu e un punct cauzal, dar a fost o tendință de a fi mai aproape de ei. Am adoptat unele comportamente ca să fiu apreciat de ei. Chiar dacă
și între a șaptea și a opta mai mergeam din când în când la biserică, nu mai numea nimeni pocăit, pentru că nu mai eram cum mă cunoscuseram. În acei ani, tot din, aș putea spune, inițial din curiozitate și ulterior ca să fie un lucru frumos privit de către ei, am început să fumez. La trecerea din clasa 6 în a 7-a. Am început să fumez și acest viciu m-a prins și a fost destul de greu ca să lupt cu acest viciu. Din când în când, dar mai aveam și ieșiri, nu știu, poate la un grătar sau ceva. Nu, alcoolul nu a fost în viața mea ceva semnificativ, dar nici absent. Și da, în acei ani, anturajul m-a tras cumva departe de drumul pe care, să zic, mama în special și-l dorea pentru mine. Deci a fost dorința de acceptare. Anturajul să vadă că tu ești dintre... Da, să vadă de partea lor, până la urmă. Că sunt de partea lor și că pot face lucruri. Și uneori, da, nu știu, poate pot spune acest cuvânt, prostie copilească, făceam, nu știu, anumite gesturi pe care acum, privind, mă rușinez. Dar le făceam și când erau apreciat acest lucru de ei, eram înălțat așa în firea mea. Dar care a fost atitudinea mamei? Sau tată, l-a aflat mai târziu? Uite, da. Fumează băiatul nostru... Îl mustrăm, îl lăsăm. Da. Cum a început totul? În ochii mamei, e așa cum îmi spune, ea m-a privit aproape ca un copil perfect. Așa mă privea, nu eram, dar așa mă privea. Spune că a fost cumva copilul mângâierii ei. Mi-a spus asta în câteva rânduri. Și mama nici acum nu cred, deși eu mi-am spus nu știe cât de, să zic, intens am fost prins eu de viciul fumatului. Deci nu a putut să vadă într-adevăr profilul real al copilului care s-a zbătut în adolescență cu anumite vicii și anumite anturaje. Dar revenind la întrebare, a suferit foarte mult. Țin minte că plângea de destul de mult. Tatăl meu s-a implicat mai activ când a aflat că fumez. Cum au aflat, o colegă de clasă m-a văzut în apropierea școlii și din dorința de a-mi face bine m-a părât mamei. Mama prima oară a tratat într-un mod foarte copilăresc, credea că e o joacă pentru mine, nu știa că e o chestiune foarte serioasă. Ulterior, pentru că nu poți să ascunzi, uneori te mai prinde cu tutunul acela, el se sfărâmițează, spică în buzunare. Da, da, da. Sau te mai găsește cu o brichetă, sau mâna îți miroase, sau... Adică acele indicii care arătau totuși că da. Ai de-a face cu țigara. Știți care e un indiciu foarte, foarte important? E că petreceam cât mai mult timp departe de ea. Cât mai mult timp. Pentru că știam că e omul care mă împiedica să fac ceea ce îmi doream la momentul respectiv. Mm-hmm. Ai amintit ceva de tatăl? Da. S-a implicat mai activ? A vrut și el să eviți acest viciu? Da, tutunul da. Repet, tatăl meu, cred că o singură dată mi-a dat o palmă așa într-o joacă copilărească. În rest, niciodată nu am fost agresat fizic. Pot mărturisi asta. Dar aveam o teamă îmbinată cu respect și când a aflat că nici nu mi-a zis nimic, dar eram atât de rușinat. Da, era autoritatea mai mare. Cum mama mai trăta, mi se zice, lasă-mă, mamă, că nu știi tu, sau... Mai negociei ca să fie bine. Da, bine, niciodată nu prea am zis părinților mei, tu le ziceam numai cu matare. Asta era, poate, așa am copilărit eu. Nu că ar fi greșit. Da, cu mama mai... a fost cumva partea feminină, am reușit să mai întâlnesc. Cu tatăl meu, în schimb, chiar dacă nu s-a implicat, faptul că știa și mi-arăta că nu este de acord, sufeream destul de mult din pricina asta. Acum, în perioada respectivă, anturajul a fost de așa natură încât a trebuit să accepți anumite vicii. Da. Ce a urmat? Păi, de la 10 pe linie la 100 de absențe motivate, o decădere școlară. Și pe lângă faptul că eu nu promovez nota, din punctul meu de vedere, adică cel care țintește nota în viață, nu știu. Se numește vânător de note. Vânător de note, da. Și uneori, adică scopul ăsta să ai 10 pe linie, să fii perfect, poate să fie ok către nefericire. Chiar am vorbit recent cu un prieten pe care l-am cunoscut în București, a luat o notă foarte mare la rezidențiat și era trist că n-a fost în primii 10.
și altul care a luat o notă mai mică, dar a luat ce a vrut, e fericit. Adică nici asta nu este bine. Am fost și eu printre cei care suferau când au avut 10 pline, spun că nu este ținta cea mai bună. Deci a urmat o decădere, să zic, profesională, școlară și în anii adolescenței sunt niște ani de aur pentru formarea unui om. Eu chiar îi consider asta. A urmat s-au format niște lacune pe care cu greu le-am acoperit sau umplut ulterior. Niște lacune de dezvoltare, de acumulare, tot ce înseamnă. Mi-aș fi dorit să fac mult mai multe în anii respectivi, pentru că sunt ani în care pot să fac asta și n-am făcut. Dar tu conștientizai că mergi într-o direcție nepotrivită? Sau ți se părea normal? Am început să conștientizez în primii ani, dar am început să conștientizez, cred că de la începutul liceului. Am început să conștientizez pentru că nu știu dacă nu știu, tu ai trecut prin asta, dar în general viciile nu îți oferă ceva așa perpetu. Adică te bucuri într-o seară sau după a doua zi, nu știu, te trezești oarecum cu un gol. Și începusem să înțeleg că modul ăsta de viață nu va fi modul care să mă împlinească cu adevărat. Începusem cam pe la începutul liceului. Adică simțeai acea dezamăgire. Da, simțeam acea dezamăgire, acel gol, acea căutare de sens. Eu am avut căutarea sensului destul de pregnant în anii liceului. Chiar am avut-o. De fire sunt coleric, dar știți că în general temperamentele sunt mixturi. Da. Sunt și o persoană destul de melancolică în care am deseori momente în care meditez, mă gândesc, analizez și aveam astfel de momente frecvent în perioada liceului. Pozam ca persoana rebelă sau fericită, dar uneori eram destul de trist și mâhnit. În anii liceului pot spune asta. Uite, e un aspect important pe care și prietenii noștri să-l aibă în atenție, faptul că de multe ori viața te încurajează într-o direcție, consideră că plăcerile de pedețele ți-aduc fericirea și atunci când te retragi în camera ta, în sufletul tău, îți dai seama că există dezamăgire, neliniște și până la urmă lipsa unui sens. Spune-ne dacă în perioada aceea mai mergeai la biserică de dragul mamei. Mai mergeam la biserică, v-am spus, dar nu mai numea nimeni pocăi, mergeam așa când și când, mai mult ca un spectator. Nu, mai mergeam pentru că aveam prieteni, adică asta m-a ținut cumva aproape și de biserică. Aveam prieteni dat fiind faptul că erau colegi de școală. Noi am fost o generație destul de numeroasă în care am fost colegi de școală, dar și colegi în biserică. Fiindcă suntem la kilometru zero, am vrea să ne spui care a fost momentul acela când ți-ai dat seama că trebuie să faci o schimbare. A fost până la urmă o rugăciune, o carte, un sfat sau un proces în viața ta? L-aș numi mai degrabă ca pe un proces. De la începutul liceului, în familia noastră a survenit, să zic așa, o criză financiară și nu numai. Și eram desor pus în niște situații, să zic, stresante pentru un copil. Nu-ți dorești ca și copil să... Adică cred că acest lucru m-a maturizat precoce pe mine. Și au fost lucruri care au început treptat. Nu mai regăseam foarte mult în anturajul colegilor de la bloc, copiilor de la bloc. Eram ușor atras de mai mult să stau în capelă la liceu. Îmi plăceau foarte mult cântările, seriile. Dacă erau ceva proiecte, încercam să mă implic și eu. N-aș spune că a fost un moment anume, dar a fost o lipsă pe care o resimțeam. Nu era suplinită în colectivul în care activam cel mai mult și ușor a fost o trecere către colectivul care m-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Repet, nu a fost un moment anume, dar a fost un tot context care ușor a clădit. În acea perioadă, să zic, care a fost stresantă financiar, am avut multe experiențe cu Dumnezeu. Foarte multe, individual, dar și ca familie. Dar consider că Dumnezeu s-a folosit de o persoană pentru salvarea ta, pentru întoarcerea din acest traseu al vieții? Am o astfel de persoană, da. Pot să dau nume sau? Da. Bine, a fost un capelan de la liceu, dacă să-l numim generic. Da. Eu am avut o renunțare la fumat undeva, cred că prin clasa 10-a, da, și după care am avut o recădere aproape de clasa 12-a. O recădere, de ce? Prin curiozitate. Dacă curiozitatea te împinge imediat, adică
Curiozitatea să revii din nou la... Da, curiozitatea fumat. Și aș vrea să spun ceva foarte important pentru, dacă sunt și tineri care ascultă. Niciodată o dependență nu se stinge din mintea ta, niciodată. Întotdeauna vei avea un traiect, un șans, este numit de neuroplastici, mă rog, de neurologi, pentru că creierul nostru are acea neuroplasticitate în care tu ai o inclinație mereu către acel domeniu. Îmi place foarte mult o expresie la clubul alcoolicilor anonimi, se spune, mă numesc cu tare, sunt dependent, abținent de 20 de ani. Adică omul respectiv și noi ar trebui să fim conștienți că un viciu persistă pe foarte mulți ani. De asta, cred că acea recădere a fost din cauza faptului că nu știam cât de periculos poate să fie cochetarea din nou cu un teren la care tu ai o sensibilitate. Am recăzut așa cum am spus și îmi doream nespus să renunț. Din punct de vedere al sănătății, adică începusem să fac schimbări. Mama suferea foarte mult, am dezamăgit o persoană pentru că mi-a oferit încredere, acea încredere pe care nu o meritam și am dezamăgit așa încredere. Pentru mine a fost foarte dureros, chiar dacă nu mi-a reproșat niciodată acest lucru. Și acea persoană a mers să mă destăinuiesc, că mă luptam din nou cu acel viciu și țin minte că am făcut un pact, un legământ și a spus, el m-a întrebat, cu ce vrei să te ajut? Și am spus, sincer, nu cred că puteți face neapărat ceva, doar să știu că sunteți alături de mine în acea luptă. Și pentru o perioadă, nu știu, considerabilă, cred că o lună, două, poate chiar mai mult, îmi dădea mesaj aproape zilnic. Cum ești astăzi? Ai reușit? Bravo, felicitări! Dacă vrei, mergem în par să alergăm împreună. Alergarea cumva fiind o metodă ca să lupți cu... Da, și m-a ajutat foarte mult sprijinul acestei persoane în momentul respectiv. E una dintre persoanele care mi-au oferit și încredere. Încredere în ce? În sensul că mi-a dat responsabilitate. M-a lăsat să mă implic în anumite proiecte. Repet, nu meritam. Dar e o metodă foarte înțeleaptă ca să lucrez cu astfel de copii. Dacă mi se permite o scurtă experiență de un minut. Da. Mergeam cu un grup de tineri la o bătrânică de aici, de lângă English Park, foarte aproape de biserică. Ea a fost profesoară de sport. Și ne povestea foarte mult. Asta era nevoia ei, nu să-i povestim, noi dânsa ne povestea. Și de nenumărate ori ne-a spus asta despre un băiețel problematic la școală. Și pe acel băiețel problematic la școală, dânsa l-a responsabilizat. El avea grijă de minci, el avea grijă ca toate lucrurile să fie puse în ordine după terminarea orei de sport. Și băiatul respectiv era unul ordonat la sport, dar mai problematic în alte discipline. De asta, uneori, contează foarte mult ca să fie acea persoană care se acorde încredere unui tânăr care se luptă atunci când el nu merită. Da, este o lecție frumoasă de viață. Înțelegem că ai conștientizat cât de periculos este viciu. Da. Ai amintit ceva interesant, dependent de 20 de ani și... Abstinent. Adică, abstinent. Da, adică, ai renunțat de... Nu, spuneam că așa se prezintă cei de la clubul alcoolicilor anonimi, real. Adică ei când se prezintă, spun că sunt dependent, dar abstinent de 20 de ani. Ei nu se consideră, am scăpat de dependență. Nu, dar mă gândeam în cazul tău, tu puteai să zici dependent de la clasa 6. Da, abstinent de la sfârșitul liceului. Da. Da. Deci a contat mult că cineva ți-a oferit o mână. Da, foarte nu mult. Nu te-a judecat, nu te-a criticat, exact. Ci ți-a fost alături. Da. Când te-ai gândit să dai la facultatea de medicină? Facultatea de medicină a fost în two steps, așa, în două etape. Am ales cumva tot inițial o facultate în sferă, balneofiziochinoterapia am ales în primă instanță. De ce? În clasa 11 am avut un accident la fotbal, am avut o ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul drept și menisc. A trebuit să fac o operație, recuperare, nici acum nu sunt recuperat să zic complet, dar am întâlnit o persoană care lucra la un clinică de recuperare cumva a clubului sportiv Craiova, ceva de genul acesta. Domnul Bogdan, sper să nu greșesc. Și lucra cu astfel de persoane, cu persoane ca mine, cu sportivi sau cu persoane mai învârșnice, cu diferit, după post-operator. Mi-a plăcut extraordinar de mult interacțiunea și rezultatele, pentru că am stat o perioadă de destul de mult și când l-am văzut pe el, am zis, asta vreau să fac. Eram, deci repet, la sfârșitul clasei a 11 și mi-am calculat eu și în clasa 12 am început să învăț biologia,
am dat o admitere, am luat și am început drumul către balneo fiziochinetoterapie, adică să fiu un medic, adică nu erai medic, erai asistent cumva de recuperare. Lucrai în procesul de recuperare a oamenilor care, repet, sunt post-accident, post-operator sau modificări degenerative ale vârstei, au artroze sau sunt anchilozați, așa cum se numește în popor. Și acum să mă întorc de ce am ajuns la medicină. La momentul respectiv cred că eram o persoană foarte, adică redevenisem David cel ambițios și doritor să învețe și persoana conștiincioasă. Și în primul an, că un an am stat la kinetoterapie și m-am hotărât să dau, adică după primul semestru m-am hotărât să schimb, nu am regăsit calitatea pe care mi-o doream. Nici în colegi, îmi pare rău să spun asta, dar nici în profesori. Uneori orele treceau așa, nefăcând nimic. La examene voiau să facem chete, să plătim, să facem, nu știu, să nu învățăm. Nu-mi doream să fac asta. La un examen chiar, știind că nu sunt de acord cu a oferi bani profesorilor, s-au strâns în absența mea, au dat bani profesorilor, unui profesor, de fapt, că a fost un caz, și doamna respectivă, ca să nu zic mai multe detalii, n-a vrut să mă pice, că spunea, măi, băiatul ăsta mai citește, n-am cum să-l pic, dar pot să-l încurc. Și m-a încurcat, mi-a dat 7. Și am suferit, că eram singurul care învățasem. Și era și o disciplină pe care cred o stăpâneam bine. Și am plecat foarte trist, nu știu dacă, n-am plâns, dar am fost foarte mâhnit. Și ușor, ușor lucrurile s-au acumulat și am zis că vreau să schimb. La momentul respectiv, deși era un autor pe care îl mai citisem, mai mult medic, dar a scris și câteva cărți, Ben Carson, niște cărți foarte valoroase pe care le recomand tinerilor în căutarea unui drum, nu neapărat unui drum medical. Am citit Numai Necesate, Gândește... Cutezător. Gândește Cutezător, Think Big, da, se numea cartea. Și acolo prezenta modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui și țintele pe care și le-a propus și cum a reușit. Și după ce am citit cartea respectivă undeva în luna sfârșit de martie, pe 10 aprilie, de ce țin minte și data, pentru că atunci m-am hotărât, a fost nunta dirigintei mele, a zis, mamă, o să dau la medicină. Aveam o bază la biologie și la medicină nu este o singură disciplină pentru admitere. Trebuie să, la momentul respectiv, era la alegere între fizică sau chimie. Acum am înțeles că este numai chimie. Și am ales fizica. Acum, ca o paranteză, sunt o persoană foarte îndreptată către partea asta reală. Matematică, da, fizică. Matematică, fizică, exact. Am fost la să cer ajutorul unei doamne din liceu, o doamnă profesoare, și când a văzut nivelul meu și timpul, mi-a zis că, David, tu n-ai nicio șansă să dai la medicină. Am avut niște materiale și realmente am învățat singur la fizică. Cum făceam asta? Erau niște probleme rezolvate, cu tot cu răspuns, și eu învățam formulele în funcție de răspuns, adică deduceam, era totul la mine a fost o deducție și mi-am format în minte formule și mi-am structurat foarte, foarte bine materiala fizică. Am greșit o singură grilă, ca o paranteză, în 3 luni. Am învățat la biologie, repet, am avut o bază și învățam constant. Deci să înțelegem că n-ai făcut pregătire cu cineva la fizică. Nu, am învățat singur. Ai fost până la urmă... Trei meditații am făcut cu cineva, că nu am înțeles un singur subiect. În rest am învățat singur, fizică. Dar n-ai rămas descurajat așa după ce profesorul a zis n-ai nicio șansă? Nu, pentru că știam că asta vreau să fac, știam că ăsta e drumul meu și am avut, să zic, puține momente în viață când am știut cu siguranță ce vrea Dumnezeu de la mine. Să dau la medicină a fost unul din acele momente. Adică aveam o certitudine pe care e greu să o exprim. Știam cu siguranță că Dumnezeu așa își dorește pentru viața mea și că eu voi fi împlinit și va fi o profesie potrivită pentru mine. Deci nu m-am lăsat descurajat. Da, la momentul respectiv, repet, pentru că noi ca și familie am trecut prin niște încercări. De foarte multe ori, tatăl meu mă solicita să-l ajut în niște lucruri și aveam niște momente, să zic, poate e mult spus, de disperare, când îmi spuneam, tată, am puțin din învățat, vreau să învăț doar. Și el săracul era supra-saturat de altele și tot timpul mi se făcea mile și nu puteam și tot timpul renunțam și am avut o luptă, dar până la urmă am zis, nu, ăsta este drumul meu, fac tot ceea ce pot și dacă Dumnezeu dorește, voi intra. Și am intrat cu o notă foarte mare.
Și mi-am început drumul la medicină. Deci, repet, nu a fost de la început, dar să zic acea paranteză, n-a fost un timp pierdut. Am înțeles. Vreau să revenim la relația cu Dumnezeu. Când l-ai simțit pe Dumnezeu aproape? Ai spus că e un proces, ai avut viciul acesta cu fumatul, a fost cineva care te-a ajutat, a fost alături, mergeați în parc să alergați, dar când te-ai apropiat și te-ai hotărât, Doamne, trebuie să fii persoana principală din viața mea? Da. Dumnezeu a început să-și arate lucrarea în viața mea și în viața familiei mele, repet, de la sfârșitul gimnaziului, începutul liceului. Da, pentru mulți poate e greu să înțeleagă acest lucru, dar noi aveam niște rate constant pe care trebuia să le plătim și la un moment tatăl meu nu avea nimic de lucru. Și s-a ocupat cu, aducea niște, mă rog, materiale sau utilaje agricole din Franța și de foarte multe ori vindea chiar în ziua când trebuia să achităm rata, de foarte multe ori. L-am simțit pe Dumnezeu prezent în viața familiei mele, realmente l-am simțit prezent. Am simțit bucuria de a avea o comunitate diferită, cu valori diferite față de, de cele pe care le regăsisem în colegii de la bloc. Și am început să studiez, am început să cunosc cumva modul în care este Dumnezeu. De ce am spus la început că sunt atras de descoperirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos? Pentru că Dumnezeu se descoperă prin 5 lucruri și prin cuvântul său, dar dacă citești cuvântul său și atunci când îl descoperi și pe Hristos înțelegi mai profund faptul că El te iubește, ține la tine și are un scop cu viața ta și este alături de tine în lupta și încercările tale. L-am simțit pe Dumnezeu aproape personal în viața mea și în viața familiei mele. Când ai încheiat legământ cu Dumnezeu prin botez, la maturitate, așa cum ne învață Biblia și cum s-a botezat iar Domnul Hristos? Da, în clasa 12, la sfârșit de clasa 12, pe 2 iunie 2012, am încheiat legământ. După un an de pregătire, a fost un an foarte, să zic, proiectativ așa pentru mine. Mi-am răspuns la multe întrebări, am avut și niște lupte în anul respectiv. Și știam că vreau să închei liceul încheiind de fapt și legământ cu Dumnezeu. Asta a fost un țel pe care mi l-am pus încă din clasa 11. Nu au fost și persoane care să te suspecteze, domne, de formalism, de sincer, anumite... Sincer, nu. Și vă spun de ce. Pentru că asta a fost o schimbare în viața mea. Nu știu, ar trebui să spună acele persoane acest lucru, dar s-a fost o schimbare în viața mea. Chiar... Recent am citit o scrisoare de-a dirigintei mele din 9-12. Ea ne-a scris câte o scrisoare tuturor celor foarte care... Foarte frumos. Da, foarte frumos. Și în scrisoarea sa începea, în ceea ce mă privește, David, cred că în viața ta am văzut cel mai mult lucrarea lui Dumnezeu la lucru. Așa începe dânsa. Una e ceea ce văd eu, dar au văzut și alții. Nu, niciodată nu am vrut să mă prezint ca o persoană perfectă sau... Nu, dar am fost o persoană care autentic am fost atrasă către Dumnezeu. Autentic am fost atrasă către Dumnezeu. Nu cred că m-a suspectat nimeni vreodată pe mine de formalism. Și nici de... Nu, ideea să impresionezi, să arăți acolo la final. Credeam că impresionez mai mult în partea cealaltă, nu aici. Am înțeles. Ia spune-ne că de-a lungul... poveștii tale, apare ideea că mama a plâns, te-a susținut, te-a certat. Da. Ce ai învățat? Care a fost cea mai mare lecție pe care ai descoperit-o la mama ta? Stăruința în rugăciune, unul. Uh-huh. Puterea de iertare. Și... Da, mama, în ceea ce ne privește, a avut o bunătate aparte. Fiecare mamă, în dreptul copiilor săi. Dar niciodată, chiar dacă poate uneori am mai avut, să zic, nici reproșul și eu și sora mea că nu a fost cum ne-am dorit, dar niciodată nu am putut să, sau nu ne-am gândit vreodată că ea nu ne-a iubit. Întotdeauna ne-a arătat și ne-a transmis lucrul ăsta cu toată puterea. Chiar dacă încercam, cum am spus, să fiu oarecum departe de ea, pentru că era persoana care încerca să mă stăvilească din drumul meu și din ceea ce mi-aducea bucurie, nu eram întotdeauna fericit că o făceam să sufere. Adică nu eram nepăsător la suferința ei și
repet, stăruința în rugăciune, faptul că efectiv chiar a avut o constanță în a spera în întoarcerea mea, a contat foarte mult pentru mine. Da, nu știu dacă... Nu, a fost un profesor folosit de Dumnezeu pentru ca tu să înveți niște lecții importante pentru viață. Da. Îmi imaginez eu, plecai să te distrezi, plecai cu prietenii, dar tu știi că este o mamă acasă care categoric suferă, care plânge. Da, categoric. Categoric. Și de ce spun asta? Pentru că uneori, să zic, relația părinților mei n-a fost perfectă. Dat în faptul că tatăl meu nu a fost adventist, n-a avut toată susținerea de care, să zic, avea nevoie. Și uneori spune asta, că dacă și tu mai îmi întorci spatele, adică era destul de afectată de faptul că și eu cumva luam alt drum. Da, și era... și-ar fi dorit. Tatăl meu, să zicem, era în drumul lui cu... Că mai fuma, mai consuma alcool. Și dacă și eu mai făceam asta, cumva era o durere mare și a cântărit mult pentru mine. Chiar a cântărit mult. Da, era, știi, cu o săgeată pe care o aruncai și tu spre inima ei. Am primit un mesaj de la mama ta. Dragul meu David, o să plâng. Pentru mine ești cel mai bun fiu. Tu știi asta. De fapt, cred că orice mamă și-ar dori să aibă un fiu ca tine, pentru că ești așa de bun, de iertător, gata să ajuți atunci când ai ocazia, pentru că ești un tată bun, un soț iubitor. Și pentru că ai fost alături de noi atunci când am avut nevoie și noi ca părinți, îți mulțumim pentru asta și apreciem mult și te iubim, mama și tata, te iubim mult, să știi. O mamă care a fost aproape de fiul ei și ai recunoscut, chiar apreciez lucrul acesta, că ai încercat să fii la același nivel al anturajului din fața blocului, dar până la urmă ți-ai dat seama că este dezamăgire și până la urmă deznădejde. Și nu numai eu, și colegii mei de la bloc și-au dat seama, ca să știți asta, adică m-am întâlnit acum un an cu care a fost cel mai bun prietenul meu din copilărie și mi-a zis că David, tu chiar ai ajuns diferit. Mm-hmm. Deși și el o persoană bună, are copii, dar faptul că la momentul respectiv am schimbat puțin drumul a contat. Da. Cred că în cele din urmă, toată lumea realizează, de fapt, care este calea mai potrivită. Când mai crești, când te maturizezi. Și când îți dai seama că totul e efemer aici. Categoric. Categoric. Nu știam, adică... Ai amintit ceva de sora ta. Da. Când erai mai mic, fugea de tine. Știa că trebuie să fie acolo brelocul acela pe care ea trebuie să-l poarte. Când te-ai făcut mai mare, s-a schimbat un pic situația? Nu prea. Nu prea s-a schimbat. În sensul că, da, repet, am fost generații diferite. De asta mi-am dorit ca pe cei doi copii pe care am să-i fac apropiați de vârstă, deși e greu uneori, dar mi-am dorit să facă parte din acea generație, să se bucure de interacțiunea de frați cu adevărat. Mm-hmm. Nu prea mult, deși am amintiri frumoase când mă mai lua cu ea în excursii la munte, dar da, m-a iubit în felul ei, dar nu putem spune că am avut o relație, cel puțin până să trec eu de să zic, borna majoratului, n-am avut o relație foarte apropiată, să ne destăinuim sau... Ulterior, da, am avut o perioadă foarte frumoasă, pentru că vorbeam de la același nivel, un matur cu un matur, să zic așa. Corect. Am primit un mesaj și la sora ta. Hei, David, în primul rând îți mulțumesc că ești fratele meu. Sunt atât de binecuvântată să te am în viața mea. Ce apreciez la tine? Apreciez dăruirea, dragostea și bunătatea pe care tu mi-ai oferit-o, în special în cei primii 3 ani de viața ai Kylie, pentru că mi-ai fost alături. Și fizic și psihic. Apreciez credința pe care tu o ai, felul cum studiezi, cum te rogi. Apreciez bunătatea de care dai dovadă cu membrii familiei tale și cu cei din jurul tău. Tu știi că te iubim enorm, te iubesc enorm, te iubesc mult de tot, dar de mândră de tine. Și mă rog ca Dumnezeu să fie mereu alături de tine. Urmează și tata sau?
sora ta, chiar dacă este în altă țară, a trimis mesajul cu plăcere, cu bucurie și amintești la un dat că ai fost alături de ea? Da, da, cu singura ei fetiță, o fetiță, a avut o perioadă foarte dificilă în primii ani, extraordinar dificilă, ce nu poate să fie înțeleasă de nimeni care nu trece prin asta. A avut o naștere dificilă, urmată de niște momente de cumpănă în primele săptămâni. A făcut o hipoglicemie severă și pentru cei care cunosc, hipoglicemiile severe se pot lăsa cu deficiențe majore pe toată viața. A avut și o experiență frumoasă la momentul respectiv. Prin rugăciune au învins această glicemie scăzută, acel nivel de glucoză din sânge scăzut, când erau disperați. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Kayla, nepoțica mea, are autism. În primii 5 ani avea, din cauza pentru care și-o, să zic, o, nu știu dacă e neapărat o malformație, are o conformație anatomică diferită, ea înghițea foarte mult aer și soara mea câteodată mergea 2 ore cu ea în un sistem de depurtare ca să poată să o elibereze de acel disconfort abdominal creat de aerul în plus, ca să o adoarmă. Faptul că e diferită față de ceilalți, faptul că nu se integrează atât de ușor în colectiv, și am încercat cât am putut să le fiu aproape și fizic. Când venea, încercam să stau cu ea cât puteam și eu, să stau să mă odihnească sau... Adică cum mă încurajam. Ai fost aproape acolo. Cât am putut. Da. Totuși am stat în țări diferite, dar cât am putut, da. Acum Dumnezeu s-a folosit și de tineri de vârsta ta. Ai avut un anturaj nepotrivit, dar totodată ai avut și oameni care te-au cunoscut atât de bine și care știau David fumează sau David cu adevărat s-a schimbat. Din perioada liceului, atunci când te-ai schimbat, ți-aduci aminte, aveai niște prieteni buni, așa, la care te raportai? În liceu? Păi, da, am avut un grup de prieteni în liceu la care mă raportam sau care interacționam? No, interacționai și ieșeai în pauză sau da. Mergeați undeva în excursie. Te duceai să discuți cu cineva mai natural, așa? Da. Deci am avut un coleg de bancă, pe Emi, Preda. Am stat 3 ani cu el în bancă. În ultimul an am schimbat, pentru că ne-am dat seama că avem nevoie de o schimbare spre bine în amândură, pentru că ne mai și încurajam, să zic, la... lucruri nepotrivite. Da, în sensul că nu era neapărat cel mai studios, nici el, nici eu, să zic așa. Și eu începusem să... Adică dintre 11 începusem să învăț un pic mai mult și mi-am dat seama că, măi, mi trebuie să schimbăm ca să fim mici. M-am pus lângă aproape cea mai bună fată din clasă. A fost strategic, un loc strategic ales de mine. Un alt grup de prieteni așa valoros în perioada liceului au fost câteva fete care chiar mi-au zis că se roagă pentru mine încă de la începutul liceului. Și a reprezentat o încurajare pentru tine. A reprezentat foarte mult o încurajare. Am un mesaj de la Amy. Da. I-am adresat o întrebare simplă. I-am adresat ce apreciază la tine. Așa. Și a încercat să dea timpul înapoi și să se gândească până la urmă la prietenul lui David. Întotdeauna am apreciat la David onestitatea, curajul și determinarea de a realiza un anumit lucru. Îl admir pentru dedicarea și implicarea în cadrul profesiei pe care o practică și sunt convins că este o binecuvântare pentru fiecare om pe care îl întâlnește. Îl caracterizează ipostaza de tătic, fiind un familist convins care știe să ofere totul pentru persoanele iubite. A fost și continuă să fie un prieten de nădejde. Ai intrat la medicină, ai rezolvat într-un fel problema cu Dumnezeu, ți-ai dat seama că lumea aceasta te-a dezamăgit și că nu merită să mergi în direcția respectivă. Ai terminat facultatea, acum ești la București. Ce ai învățat din statutul acesta de medic? Poți să mă întorc puțin la perioada studenției, ca să spun așa. În perioada studenției, eu am fost avid de cunoaștere. Deci învățam aproape non-stop. M-am refugiat în învățat.
Ții minte că aveam o perioadă când, după biserică, mergeam acasă să învăț. Unii poate ieșeau, sâmbătă, seara se prime. Eram foarte... Nu cred că e bine să faci asta. Și de ce spun? Sunt conștient că fericirea, împlinirea în viață sunt determinate primordial de un lucru. E un studiu Harvard care se numește calitatea relațiilor. În modul ăsta nu poți să-ți faci relații. Dar pentru mine, în momentul respectiv, în luptele pe care le aveam, a fost modul în care am funcționat cel mai bine. Am avut tentații și în perioada studenției, dar pot spune că am avut și aprecieri cumva secundare statornicei. De exemplu, colegii mei mergeau, consumau alcool sau niciodată n-am consumat alcool, mergeam cu ei dacă aveam o întâlnire de seară pentru colegi sau am fost tot timpul cumva ispitit să copiez sau îmi spuneau, hai vino lângă noi sau niciodată n-am copiat și cred că în perioada studenției, de ce am vrut să fac această paranteză, a fost cumva un apogeu al dezvoltării mele, să zic, profesional și al acumulării. Și acum, ca medic, fac asta, pentru că prin profesia mea... ești nevoie să înveți să rămâi la un moment dar, dar acum, de foarte mult timp îl pierd, poate, pe gărzi, munca la spital, nu mai am acel timp, dar atunci am acumulat cel mai mult. În anii și medical și nu numai. Atunci am citit cel mai multe cărți. Deci a fost perioada, zic, de aur pentru mine, cumva, care m-a ajutat să revin pe un drum. Și, da, din perioada studenției, cred că Dumnezeu mi-a răspuns la foarte, foarte multe rugăciuni. Am cele mai frumoase amintiri legate de perioada studenției. Da, pentru mine a fost... Deci ai văzut că ai un prieten lângă tine, Dumnezeu, care te ajută și atunci când toate ușile se închid, el deschide o fereastră și spune, David, e fereastra ta. În foarte multe aspecte, chiar în foarte multe aspecte. Dar în perioada studenției nu erai considerat tot pocăit așa? Nu te priveau mai suspect, mai ciudat? Mă apreciau colegii pentru faptul că le explicam viziunea și când le spuneam, că asta e ca un paradox, când le spuneam că uitați, eu am băut, am consumat alcool, tu? Adică asta era reacția lor, nu le venea să creadă. Adică tu le spuneai, ce faceți, eu am făcut, stai liniștit că știu despre ce vreau. Exact, și le-am spus că știu ce împlinire ți-aduce. Și am zis, a doua zi, te simți împlinit sau simți că e ceva? Și spuneau că nu. Și am spus, uite, tocmai de asta știu. Și încercam să le aduc argumentele mele ca unul care am trecut poate prin... Deci nu, chiar consider că m-au apreciat colegii mei. Chiar am avut o grupă frumoasă, n-am avut niciodată probleme cu programarea examenelor, tot timpul au ținut cont de asta. Deci ai încercat până la urmă să le prezinți ceva din valorile tale prin felul de a fi. Da, da. Am încercat asta, nu știu dacă neapărat a fost o țintă, dar pentru mine a fost un mod de a trăi în anii respectivi. Au fost cei mai frumoși ani ai mei, să zic așa, din partea asta de studenție, liceu, tot. Au fost anii studenției. Îmi plăcea foarte mult să învăț, îmi plăcea foarte mult să descoper. Da, și m-a ajutat foarte mult pe mine facultatea și cred că fără să fi ales drumul ăsta, dacă zicem, alegeam business sau ceva, nu aș fi fost același. Chiar cred asta. Și ai amintit tu mai devreme, ai simțit că Dumnezeu totuși deschide până la urmă perspectiva aceasta în viața ta, după acel prim an în care nu te-ai regăsit. Ai ajuns la acest statut de medic. Da. Cum ai văzut viața? Viața... Ce lecție ai descoperit așa? Medicul îmbrăcat frumos? Când te duci prima oară ca medic, ești privit, poate, un pic mai jos și decât un asistent. Ești un medic rezident, ești la început, nu știi mare lucru. Deci terminarea studenției, terminarea facultății nu vine neapărat la pachet cu statutul. Acesta ți-l clădești în timp. Și, pe drept vorbind, așa e. La început nu știi foarte multe, să zic, din medicina clinică și practică. Noi profesăm mult acum, dar în perioada studenției aveam stagii care nu ne aduceau un aport semnificativ. Dar am început ușor-ușor să acumulez. Am avut un entuziasm foarte mare, încă îl mai am. Dar poate nu la același nivel. Cred că cel mai înțelept lucru pe care un angajator îl poate face cu angajații este să reușească într-un fel să le păstreze entuziasmul. Încă am acel entuziasm
doream foarte mult să văd orice, făceam gări suplimentare și țin minte că am fost puțin dezamăgit că la scurt timp după ce am început, practic a venit pandemia. Dar și nu știam, mă gândeam unde să mă duc să învăț, să fac gări, adică eram... Se pare că e un blocaj așa. Dacă am un blocaj din dorința mea de dezvoltare. Ușor, responsabilitatea a devenit din ce în ce mai mare. Actual fac și gărzi, uneori în anumite instituții medicale independente, doar cu un supervisor, da, cu o persoană on call pe care o sun în cazuri și deci practic am responsabilitate mai mare. La scurt timp după ce am început, să zic, profesia de medic, a apărut și primul copil și în viața mea simt trei chemări. Nu știu dacă și alții simt atât de multe sau nu știu dacă neapărat sunt multe. Chemarea lui Dumnezeu, chemarea familiei și chemarea profesiei. Din păcate, la momentul actual simt că pe niciuna nu pot să o îndeplinesc 100%. Să o îndeplinesc cum mi-aș dori. Mm-hmm. Din păcate spun asta. Dar sunt trei direcții importante de care, da, trebuie să ținem cont. Chemarea lui Dumnezeu, chemarea familiei și chemarea, da, profesiei. Nu, da, poate. Dar să știi că de multe ori chemarea profesiei poate să dea la o parte familia, dar prin profesie poți să slujești lui Dumnezeu. Da și nu. Trebuie la un moment dat, da, consider, să îți faci un program, să te disciplinezi, exact, pentru că la un moment dat să dai, exact, familiei un timp necesar și să simtă că ești și profesiei. Aș vrea tinerilor care poate sunt la medicină, să știți că dacă lucrezi pentru oameni nu înseamnă neapărat că acest lucru suplinește relația ta personală cu Dumnezeu. În perioada studenției mă rugam destul de mult. Aveam momente de devoțiune, uneori și peste o oră. Acum nu mai reușesc să fac asta. Uh-huh. Pentru că sunt foarte aglomerat cu spitalul, fac destul de multe gărzi și chiar dacă lucrez pentru oameni și cumva fac o parte din lucrările lui Dumnezeu, dat fiind faptul că nu am acea parte de care eu aveam, care este bună pentru sufletul meu, simt că nu mai e același lucru. Simt asta. Adică timpul acela de dimineață, da, când trebuie să imană, da, și timpul să acela, da, primești în care, până la urmă învățături. În care privești diferit viața, da, în care poate ai ceva, te raportezi diferit la situații, la lucruri, îmi dau seama că nu mai sunt la fel. Dar fac, repet, multe gărzi, am un program încărcat, nu-mi doresc ca acest lucru să-l continui, adică pe termen lung în ritmul acesta, pentru că mi-aș da seama că e dăunător pentru mine ca sănătate, familiei mele și poate nici profesiei nu aș putea să dau un randament foarte bun. Dar da, cu statutul acesta, de ce am zis că poți să faci lucrarea lui Dumnezeu? Te întâlnești cu oameni în suferință, oameni care la un moment dat nu au nicio speranță și, da, tu poți să aduci alinare, să aduci până la urmă încurajare, oameni buni. E un Dumnezeu mare acolo. Fără doar și poate. Uneori nu ai timp să spui tot timpul asta pentru că ești presat de timp să decizi. Da. E fluxul foarte mare, în specialitatea în care profesez acum în cardiologie, e fluxul foarte mare de pacienți și trebuie să te miști repede, cum se spune. Dar deci omul în suferință, omul în nevoie este mult mai deschis pentru divinitate, cred asta. Și cred că e un context favorabil, potrivit. Da, exact. David, să considerăm că kilometru zero a fost în clasa 12 când tu ai încheiat legământ cu Dumnezeu, da, cu toate că a fost un proces. Dumnezeu te-a folosit în facultate, până la urmă ți-a oferit o familie. Da. Ce ai învățat de când ești părinte? Ce, da, lecții importante pentru... De când sunt părinte, sincer, nu m-am gândit niciodată la asta, dar pot spune că se naște un sentiment unic în viață. Nu poți să-l înțelegi decât dacă ești părinte, nu poți să-l asemuiești cu nimic. Bucuria de a-ți vedea copilul care aleargă spre tine este, deci, fără cuvinte, extraordinară. E o responsabilitate foarte mare. Mă gândesc la viitorul lor pe termen lung. Nu știu dacă e bine și sănătos să fac asta de pe acum, dar mă gândesc că am niște motive poate un pic mai profunde de îngrijorare decât eram obișnuit. Adică ai în atenție anturajul, influențele? Foarte mult, foarte mult. Pentru că știi ce înseamnă lumea foarte aceasta. Mult, da, știu. Și lumea aceasta, astăzi, nu mai este cum a fost ieri. Ieri în care să zic eu am trăit, deși nu sunt foarte în vârstă, nu se mai compară. Provocările sunt mult mai mari. Provocările generațiilor care vin sunt mult mai mari. Unul, prin prisma mediei, e un instrument foarte bun, dar poate să fie și dăunător, și totodată prin prisma acestei presiuni sociale care se manifestă foarte pregnant în școli. Da, și non-valorile care sunt promovate. Exact, tocmai asta spun. Cred că
provocările sunt din ce în ce mai mari și da, sunt îngrijorat puțin și mă gândesc de ce mă gândesc că nu vreau să fiu foarte acaparat de profesie cât să nu pot să suplinesc și reala nevoie pe care copilul meu sau copiii mei o au. De exemplu, chiar acum când am plecat, copilul meu a plâns și nu o să mai fie mult timp cât o să plângă după tata. Sunt conștient de asta. Dar rămâi marcat la fiecare plecare. Rămân marcat și îmi doresc, oricum o să fie, zic eu, temporar, adică o să încerc să mai reglez acest lucru. Dar e un moment când el își dorește foarte mult să petreacă timp cu părinții și cred că atât cât poți să-i oferi acel timp. Pentru că e un timp care va clădi pentru adolescență, maturitate ulterior. Dumnezeu ți-a oferit un ajutor potrivit, avea un mesaj și de la ajutorul potrivit. Nu mi-a zis nimic, am plecat. Dragul meu, doresc în primul rând să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru modul în care a întemeiat familia noastră. Apoi doresc să-ți mulțumesc ție pentru că te îngrijești de noi și sacrifici mult ca nouă să ne fie bine. Îți mulțumesc pentru că ne iubești, pentru că ești un tată deosebit pentru copiii noștri și ne oferi tot timpul pe care îl ai. Simțim întotdeauna că suntem în atenția și în grija ta. Te iubim mult și ești special pentru noi. Tata, mulțumesc că te joci cu mine. Te iubești. Asta e bucuria lui. Timpul și joaca. Băiețelul cel mare. Băiețelul cel mare, da. Până la urmă, familia e un cadou din partea lui Dumnezeu. Da. Și așa cum ai spus, dincolo de statut, dincolo de profesie, e nevoie de acele persoane care să-ți aducă un echilibru emoțional de care ai nevoie. Da, să ai un acasă. E foarte important. La finalul discuției noastre aș vrea să ne spui pentru tine ce înseamnă să fii creștin în secolul acesta 21. Cum ai completa afirmația un creștin este persoana care... Un creștin este persoana care știe să-l înalțe pe celălalt. De ce spun asta? Cred că trăim într-o societate în care ego-ul este din ce în ce mai prezent. Sunt din ce în ce mai puține persoane care sunt în spate, cumva și ajută pe cineva să se dezvolte, cum de altfel învățăm de la Domnul nostru Iisus Hristos. Apreciez foarte mult astfel de persoane, soția mea este o persoană care se încadrează, sacrifică destul de mult, chiar a cam renunțat la profeție pentru familie și uneori poate face sacrificii pentru mine. Din ce în ce mai puțin. Mă uit, familia modernă astăzi poate nu se mai ocupă atât de mult de copii, că au două profesii și vor ascendent în profesia respectivă și renunță poate la beneficiul pe care li l-ar oferi copiilor și un bunic sau o bună. Ea a reușit să facă asta și o apreciez foarte mult. Deci un creștin este acea persoană care știe să dea întâietate. Eram acum câțiva ani la o tabără de formare, medicină de urgență și când am finalizat, ne-au spus așa la final. Nu uitați, work until you don't need to present yourself, adică să lucrați atât de mult până nu mai e nevoie să te prezinți, că ești cineva. Această dorință poate îi mână pe mulți, dar sunt atât de puțini cei care știu să fie și în umbră. Acolo este dăruirea și o dragoste frumoasă și cât autenticitate de creștin. Este un principiu biblic, Ioan Botezătorul a spus, da, trebuie să crească și eu să mă micșorez. Da, cred asta. David, mulțumim mult, mai erau și alte aspecte de amintit, dar ți-am luat deja o parte din timpul tău care putea să fie alocat familiei. Vrem să-ți oferim o carte, se numește Ambasadorii Binelui, prin profesia ta și până la urmă prin dorința pe care o ai ca să cunoști pe Dumnezeu, să fii omul acela care să promovezi binele, adevărul și frumosul. Sunt lecții importante pe care le vei afla citind această carte. E o carte pe care nu o aveam și îmi plac foarte mult biografiile. Deci e un dar foarte potrivit. Mulțumim mult! Dragi prieteni, ne bucurăm că sunteți la kilometru zero, ne bucurăm pentru comentariile dumneavoastră, pentru distribuire. Merită la un moment dat să redescoperim cu toții că drumul cel mai scurt este drumul pe care ne conduce Dumnezeu.